Ce ar trebui să aibă în vedere Ministrul Agriculturii pentru a reprezenta interesele fermierilor? Aflăm, dragii mei, de la domnul Florian Ciolacu, director executiv al Clubului Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă, un club format din fermieri, bineînțeles, performanți, care au modele de afaceri bazate pe inovație, tehnologie, dar și bune practici în agricultură. Cu un potențial extraordinar de creștere, agricultura are nevoie de acțiuni eficiente care să transforme unele dezavantaje în oportunități de dezvoltare. Probleme de rezolvat sunt multe, iar pentru a găsi soluții este nevoie de competență, mai ales că vorbim despre un domeniu complex cum este agricultura. De pildă, un ministru al agriculturii, ce are ca sarcini nu doar reprezentarea intereselor fermierilor, ci chiar securitatea alimentară a țării, are nevoie de anumite competențe pentru a fi eficient. Cred că oricine e ministru și oricine o să fie ministru și oricând va fi, trebuie să aibă în vedere că relația cu fermierii trebuie să fie principala sursă a deciziei. Asta este clar. Asta înseamnă permanentă comunicare, pentru că, încă o dată spun, sunt oameni de afaceri, domeniul agricol este 100% privat și rezultatele acestui domeniu privesc un aspect de mare importanță pentru țară. Vorbeam mai devreme securitatea alimentară a țării. Deci comunicarea este primul lucru și trebuie avut în vedere. Oricine este ministru, cred că trebuie să caute să aibă o bună reprezentare a intereselor României la Bruxelles. Agricultura este subiectul unei politici comune a Uniunii Europene. Să nu credem cumva că politică comună într-un spațiu comun european nu înseamnă interese diferite ale țărilor și concurente, competitive. Trebuie să te bați pentru țara pe care, ți-a dat mandatul ăsta, să cauți să negociezi dincolo de ceea ce ți se oferă natural prin aplicarea politicii agricole comune, și sunt beneficii care pot fi dobândite și care necesită o concentrare pe acest rol de a extrage din ceea ce politica agricolă comună poate să-ți ofere acele lucruri care sunt specific ție ca nevoie imediată pentru cei pe care îi servești. Și al treilea lucru, să aibă un mecanism de lucru eficient. Asta înseamnă și fluxuri de lucru în minister adaptate permanent schimbărilor din agricultură, oameni care să aibă cât mai multă, și ar fi bine să fie oameni cu experiență în domeniul, în sectorul privat, oameni care să înțeleagă un target, să înțeleagă o planificare, să înțeleagă, da, să înțeleagă că trebuie să livreze. Asta e ce se poate face cu o poziționare a agriculturii în raport cu ceilalți colegi din guvern, pentru oricine e să fie ministru sau este sau va fi, cu o poziționare ca reprezentând un domeniu strategic. Agricultura are nevoie să fie văzută la nivelul guvernului ca acel domeniu strategic de importanță națională. Dacă ai fi, să zicem, directorul unui liceu agricol sau al unei facultăți de profil, ce ai schimba? Am avut șansa ca imediat după ce am terminat facultatea să fiu pentru câțiva ani profesor
și să lucrez într-un institut de cercetări în domeniul educației, într-un grup de lucru atunci făcut cu reprezentanții Băncii Mondiale pentru prima reformă a învățământului, a educației în România. Mi-am schimbat de multe ori activitatea, job-ul pe care l-am avut în anii ăștia, dar am rămas aproape de bucuria asta de a transmite eficient cunoștințe. Se vede. Cred că e loc permanent de a face mai bine educație în România. Avem copii care merită cea mai bună educație. Nimic nu poate să întreacă investiția în educație, nicio avere lăsată, niciun beneficiu la care ai acces nu îi poate să fie, să treacă educația pe care o primesc copiii ăștia. Avem nevoie să găsim calea prin care să creștem atractivitatea pentru domeniul agriculturii. Mă întorc la agricultură acum pentru tineri. Ei sunt parte dintr-o generație foarte diferită de toate care au fost până acum. Este o generație care trăiește cu o tehnologie care face viața mult mai ușoară, dar în același timp vulnerabilizează foarte mult și la nivelul înțelegerii dezvoltării personale, pentru că nu mai au răbdare să treacă prin niște etape ca să ajungă în niște poziții care se ofere prin statut beneficiile alea. Și în același timp gândesc foarte repede și foarte pragmatic. În condițiile astea, agricultura nu reprezintă nicio prioritate, niciun punct de atracție pentru ei. Noi trebuie să facem astfel încât să generăm această atractivitate și vorbeam mai devreme de agricultură 4.0, care chiar este un domeniu cu drone, cu e foarte, foarte atrăgător. Trebuie să-i facem pe ei dorința de a veni în partea asta. Asta școala trebuie să se transforme ca să gestioneze pe educarea, transformarea acestor tineri diferiți ca să transformăm domeniul agriculturii. Adică ei sunt diferiți, sunt născuți în era asta digitală cu bunele și relele tehnologiei la care au acces și sunt utilizatori. Ca să îi determinăm, școala trebuie schimbată și învățământul vocațional, școala profesională, liceele tehnologice și universitățile. Trebuie schimbate, adaptate, cursurile, oamenii, orientat foarte mult către antreprenoriat. Uh-huh. Astăzi, tinerii au mult mai mare și mai deschisă libertatea de a gândi lansarea unei afaceri, de a gândi asocierea pentru a face împreună un proiect. Ieșirea din tipare, trecerea către o educație care să aibă ca obiectiv transformarea acestor tineri în cei care să fie susținătorii transformării agriculturii românești către agricultura 4.0 și ce o mai urma.